Evenimentele din decembrie 89 se pot defini ca o revoluție sau ca nici o lovitură? A fost. Nu, trebuie să recunosc că și sunt dispus să scriu, să semnez, să dau orice declarație. A existat o revoltă populară. O revoltă populară a existat. Cine nu recunoaște așa ceva e un nemernic, ca să nu zic altfel, știți. Dar revoluție, îmi pare rău, eu despre revoluție am citit foarte mult. Chiar mi-amintesc la admiterea la școala de ofițeri la Băneasa, în 66, unul dintre subiectele la o disciplină la care dădeam examen, chiar ăsta a fost revoluțiile sociale, importanța lor în dezvoltarea omenirii. Așa că știu foarte multe nici pămâneală. Dar o revoltă a fost, sigur, pe undeva revolta asta stârnită. A existat și element străin care s-a implicat în activitate. Acei instigatori nici azi nu se știu. Și vă spun printre și niște teroriști, că nu mă pot abține să nu vorbesc totuși, măcar două minute să-mi permiteți, despre teroriști. Dom'le, teroriștii au existat numai în imaginația unora. Adevărații teroriști care au existat, mă contrazic aparent, n-au putut fi identificați, pentru că i-au dispărut. Ei așa au făcut misiunea și au dispărut. Probabil că fac parte din cei 15.000 de sovietici care au pătruns în perioada respectivă în România, în zilele premergătoare. Probabil. Probabil fac parte din cei veniți din Ungaria cu o anumită perioadă înainte, care au făcut perioade de instruire în cazărmi din Ungaria. Probabil, încă o dată, dar n-a fost prins niciunul și n-a fost prins nu pentru că nu s-ar fi putut să fie prins. Nu s-a vrut. Și dau un singur exemplu. Nu s-a vrut de către cine? De către emanații. De către Nicolae Militaru, de către Ion Iliescu, de către Gelu Voican Voiculescu, de către Silviu Brucan, parcă îl mai repet încă o dată, pentru că el a fost creierul. Creierul el a fost, nu Iliescu. Iliescu a fost profitorul. Și omul pregătit de ruși de ani de zile să ia locul lui. Mă miram câteodată, auzeam câte informații la Europa Liberă. Vezi, Doamne, o persoană luminată care ar putea conduce mult mai bine România, Ion Iliescu. De unde naiba? Cine îi făcea propaganda aia la Europa Liberă? Eu făceau americani? Nu, eu făceau sovietici. Dar așa e în războiul ăsta de propagandă. Nu se vede niciodată autorul principal și cel interesat. Se vede doar cel care efectuează acțiunea. Să revin la teroriști. Da, v-ați dat un exemplu. În 31 decembrie, generalul Iulian Vlad, cu un plan de identificare a teroriștilor, în baza unei discuții avută cu Nicolae Militaru cu o zi înainte, a stabilit să se întâlnească la Ministerul Apărării Naționale, unde să prezinte planul și să treacă efectiv la măsuri de identificare a teroriștilor, chiar dacă era un pic mai târziu. Dar nu era un lucru imposibil de realizat, pentru că fosta instituție a securității dispunea de o bază informativă destul de eficientă. În realitate, după ce a avut loc discuția cu Nicolae Militaru, Nicolae Militaru a părăsit biroul respectiv, a rămas Gelu Voican Voiculescu, a mai fost încă un ministru, a plecat și ăla și când a ieșit din cabinetul respectiv, pe Iulian Vlad l-a așteptat generalul Hortopan cu 10 militari în termen, înarmați, în camera, în anticameră, și care i-au spus că îl arestează. Deci el venise să discute despre planul de identificare și în realitate l-au arestat. Și a fost și o scenă penibilă, chiar Hortopan a vrut să-l percheziționeze el pe Iulian Vlad. Iulian Vlad, un om cu care am avut prilejul să discut odată telefonic după evenimente, dar înainte direct chiar, un om deosebit, un om cu totul deosebit, a avut bunul simț să-i spună: domnule general, vă înjosiți percheziționându-mă dumneavoastră. Lăsați domnul locotenent colonel
existent acolo, să facă așa ceva. Ortopan și-a dat seama că, într-adevăr, a sărit peste cal, ca să zic așa, încercând să percheziționeze el un general colonel. Ortopan, dacă nu mă înșel, era general major. Și l-a percheziționat locotenentul colonel și l-a arestat, dus între soldați, culmea ironiei, cu baioneta la armă. Așa ceva nu se face în situații de genul ăsta. Și defilând pe jos prin curtea Ministerului Apărării Naționale, încât să fie văzut de ambasadorul Uniunii Sovietice, Tiajelnikov, Evgenii Tiajelnikov, care dintr-o clădire apropiată urmărea pe geam, iar urmărea defilarea generalului Ilian Vlad între soldați cu baioneta pusă la armă. Și bine, a fost judecat și de o instanță militară care n-avea nimic de a face cu dreptatea. Justiția militară cred că a avut cea mai urâtă comportare din perioada ei. A fost total subordonată emanațiilor și l-au condamnat la o pedeapsă peste 4 ani de închisoare pe care a executat-o fostul general fără nici un avantaj, cum au făcut unii acum, cum fac pușcării, adică în condiții deosebit de dificile. Dintre toți emanații Revoluției, îl considerați pe vreunul trădător de țară? Păi cum? Pe vreunul? Toți? Aproape toți au fost. Și dacă vreți, vă dau și nume, fără Nicolae Militaru. Nu există nici o mică rezervă. El a fost prins în flagrant când dădea informații sovieticilor. Numai că Ceaușescu, ca să nu strice și așa raporturile existente cu Uniunea Sovietice destul de încordate, l-a trimis către viața civilă. Dacă nu știu, l-a trimis la canal. Și nu numai el. Mulți, de ce am spus că sovietici, serviciile de informații sovietice au acordat atenție deosebită armatei, de unde au reușit să-și recruteze oameni? Vasile Ionel, pe care Iliescu l-a numit șeful statului Marelui Stat Major. L-a avut și consilier după aia un timp, dacă stai să te gândești. Noi, România, cel puțin 2 ani de zile, nu numai că s-a aflat prin oamenii pe care Moscova avea la București, nu am intervenit direct, dar ideile erau de acolo venite, iar ai noștri, ca să folosesc, deși mie nu-mi place să zic că Iliescu e al meu, cu toate că l-am votat, totuși, da, au manifestat docilitate deosebită. Nu pot să înțeleg încă o dată, și eu am trecut printre atâtea, să n-ai pic de orgoliu și de mândrie, să ții la demnitatea poporului tău, să devii o slugă de 2 bani, numai din dorința bolnavă de a rămâne la putere. Pentru că am citit un studiu făcut de specialiști în cunoașterea persoanelor. Și spunea că părțile negative ale lui Iliescu, o dorință bolnavă de putere. Un om de genul ăsta n-ar trebui niciodată să ajungă să conducă. Sau asta a fost modalitatea prin care Uniunea Sovietică a reușit să-l și prinde în acest angrenaj. Da, bineînțeles, el cât a stat 4 ani, sau 4 sau 5, nu știu cât a urmat el cursurile facultății, unele erau de 5 ani, cum era la dreapta, e posibil să fi stat 4 ani. Vă dați seama că a avut timp în cei 4 ani să-l studieze ca și cum studiezi o bacterie la microscop. Pentru că de ce să dăm cezarului ce al cezarului? Rușii sunt, după părerea mea, poate au un pic de rivalitate cu evreii, dar sunt cei mai buni specialiști în domeniul spionajului. Le convine multora, sigur, mulți spun că e CIA, nu e adevărat, serviciile de spionaj sovietice sunt peste, îmi pare rău, nu vreau să jignesc persoanele cu sentimente pro-americane, problema lor, dar eu am citit, și nu știu dacă n-ați citit-o sau nu, este o carte scrisă de Tim Weiner, un istoric american, Istoria secretă a CIA. Te îngrozești când o citești. Câte știam eu, am citit cartea, a apărut în urmă cu 7-8 ani, dacă nu mă știu, la noi. Te îngrozești când citești ce scrie acolo. Dar nu vezi chestiuni de inteligență, de brutalitate,
sute de mii de oameni din țările în care a acționat CIA în mod incorrect au avut de plătit cu viața. Și despre asta nu discută nimeni la noi. Vorbesc toți despre criminalitatea securității. Încă o dată spun. Până în 1960-62 sunt de acord. Poți vorbi despre criminalitatea securității. Poți vorbi și pot să declar încă o dată sub prestare de jurământ. Am discutat cu ofițeri care au lucrat la faimoasele servicii de cercetări penale, de anchete penale, de fapt așa se numea atunci. Bătaia era o măsură obligatorie în anchetarea celor învinuiți de anumite fapte. Dar asta era situația politică din țară. Până la urmă era o confruntare într-un sistem nou, așa zis de către cei care îl conduceau în slujba celor mulți, și rămășițele sau, știu eu, sistemul vechi, burghezo-moșiresc existent în România. Încă la noi, o să râd, probabil că mă vor combate mulți când vor auzi ce spun, la noi a fost totuși o situație, să nu greșesc termenul, mai puțin periculoasă față de ce a fost în Uniunea Sovietică. Am citit foarte multe cărți cu transformările, distrugerea statului țarist și victoria noului regim bolșevic. Acolo a fost groaz. Dacă n-ați citit, vă rog, citiți doar cartea lui Pasternak, Doctor Jivago. Te îngrozești când citești ce spune acolo. Și eu nu iau despre Solzhenitsyn. Poate că Solzhenitsyn a exagerat cu gulagul sovietic, dar Pasternak a primit premiul Nobel pentru cartea respectivă. El scrie lucruri, nici nu-ți vine să crezi. Ci sunt convins că așa s-au și petrecut. Ei, la noi, totuși, a fost o schimbare a puterii realizată în mod pașnic, nu printr-o confruntare armată. Altfel și Karl Marx și Friedrich Engels așa au spus că trecerea de la capitalism la socialism se va realiza pe cale pașnică. Ei spuneau că cea mai dezvoltată țară din punct de vedere economic, și aveau în vedere atunci Anglia, pentru că 1820, când au scris 1830, Anglia era țara, forța numărul unu din punct de vedere economic, îndeosebi al industriei. La un moment dat, conflictul dintre patroni și muncitori, care vor deveni din ce în ce mai mulți, se va transforma în preluarea puterii în mod pașnic de către muncitori. Lenin a venit și a spus că în perioada imperialistă e mai dificil de făcut așa ceva și a spus că singura modalitate este calea armată. Și a pus-o în practică în Rusia. Și s-a văzut că a reușit. Indiferent, acum am stat mult, am citit tot așa, aproape tot ce am găsit. Dumnezeu, totuși e un lucru de luat în seamă. În momentul în care a izbunit, eu folosesc terminologia consacrată, Marea Revoluție Socialistă din octombrie, 14 țări au acordat ajutor armatei albe și armatei cadeților. Nu puțin vorbesc despre armata cadeților, dar armata cadeților a fost formată din cei aflați în școli militare și ruși aveau un număr însemnat de studenți în instituțiile militare. Și cu tot ajutorul acordat de 14 țări, începând cu SUA, Franța, Germania, Cehia, inclusiv în oameni, îndeoseb de fapt în special instructori. Avioane, atunci erau noutate un avion, zbura la joasă, înălțime, mâncare, făină, șampanie le-a trimis străinii. N-au reușit să învingă Armata Roșie. Nimeni nu vrea să dea un răspuns. De ce? Îl aveți dumneavoastră? Eu îl am. Îl am pentru mine, dar îl țin pentru mine. Poate că vreodată, dacă o să am un moment de inspirație și o să găsesc o modalitate de a-l relata într-o altă carte, dacă voi mai scrie, să mă opresc și asupra aspectului. Talent la scris aveți, așa că ar fi păcat să nu scrieți. Mulțumesc! Mi-ați urmat cu răspunsul unei întrebări care va fi și ultima. De ce ați ales acest titlu pentru cartea dumneavoastră, Zodia Adevărului? Revin din nou, pentru slăbiciunea mea față de adevăr.
Și dacă ați văzut în carte, nu m-am putut abține să nu dau două citate din gândirea lui Schopenhauer, un filozof, din păcate, mai puțin cunoscut, dar ale căror lucrări eu am citit aproape 2000 de pagini din lucrările lui, cu caietul și cu creionul în mână, cu caietul în dreapta și cu creionul în mână. Chiar dacă a fost cartea scrisă în urmă cu 200 de ani, foarte multe adevăruri spuse de el sunt valabile și astăzi. Lumea fuge de adevăr. Cei care fug în primul rând de adevăr sunt cei care ne conduc. Cei care ne conduc, în cea mai mare parte, spun doar minciuni celor conduși. Există o explicație și aici, ca orice lucru are o explicație. Dacă le-ar spune adevărul, s-ar sperea și ei de reacția celor conduși. Sigur, asta face parte sau este determinat de faptul că cei care conduc nu respectă ei, în primul rând, regulile care ar trebui să le respecte. Corect. Unul dintre cei mai iubiți conducători din țări socialiste a fost Fidel Castro. Eu am avut responsabilitate și contraspionaj Cuba și am avut câteva grupuri de cubanești aflați în... Și am aflat printre altele că Fidel Castro nu ținea adunări cu oamenii cum ținea Nicolae Ceaușescu. La el întâlnirile se realizau într-o piață publică, participau 5.000, 6.000, 7.000 și el începea cuvântarea povestind câteva bancuri despre americani. Se râdea în hohote și el le spunea oamenilor fără nicio rezervă care e situația și greutățile care au parte și cum să facă să scape de ele sau să treacă peste ele. Deci era o legătură naturală între cel condus. Acum, nu știu, eu am avut și eu în viață câțiva șefi, nu prea mulți, am avut noroc să n-am prea mulți. Cei mai buni, aproape unul dintre ei a fost, nu m-am înțeles, n-am avut aceeași lungime de undă de gândire. Eram firi diferite cu totul. Mă bucură faptul că nu sunt singurul care nu s-a înțeles cu el. Am văzut și la alți colegi și în discuția de ieri, întâlnirea de ieri, chiar am rămas surprins când am auzit spunând unii niște chestiuni pe care nu mă așteptam să le spună vis-a-vis de personalele. Dar în rest, am avut norocul ca pe ceilalți șefi, în afară de a-i respecta pentru funcția deținută, să-i respect și cu o doză mare de simpatie pentru calitățile pe care le aveau. Ei, Fidel Castro făcea parte din categoria asta. Era iubit de... Din cauza aia n-a putut fi schimbat. Americanii s-au străduit enorm să-l lichideze. Am citit, o să vedeți tot în cartea lui Tim Weiner, Cia o istorie secretă, unul dintre președinții Kennedy, faimosul iubit de americani, a dat dispoziție la un moment dat serviciilor CIA să organizeze în Cuba atrocități, să arunce în aer baraje, să întoarcă biserica catolică împotriva conducătorilor, să folosească mafia americană pentru a da niște lovituri care să meargă până spre lichidarea lui Fidel Castro. N-a reușit. A mers chiar mai mult, a să însceneze un atac al cubanezilor împotriva unei nave de linie americane, pentru că americanii să aibă motiv să-i... Cum au făcut nemții cu polonezii la începutul celor de-a doilea război mondial. N-au reușit. Toate atentatele, și au fost nenumărate, organizate împotriva lui Fidel Castro, au fost lichidate. A beneficiat și un serviciu de informații foarte eficient. Sigur, probabil că metodele folosite din cei din serviciul de informații au fost dure. Dar în asemenea cazuri trebuie să folosești asemenea metode. Nu poți să lucrezi cu mănuși cu un inamic care vine cu buzunarele pline de dinamită. La o măsură dură, trebuie și tu, la rândul tău, să te protejezi cu o măsură cel puțin la fel de dură. Altfel pierzi. Și mai e ceva, acum, încă o dată, eu totdeauna am spus, serviciile de informații nu sunt pensioane de domnișoare. Acolo fiecare știe că se folosesc lovituri sub centură. Dar există tot, uite, de exemplu, eu vă spun, încă o dată, chiar am o admirație față de spioni. În condițiile în care îi urăsc pe trădători,
care eu, care n-am omorât un animal, dacă aș fi numit într-un pluton de execuție pentru împușcarea unui trădător, nu o aș trage, dar aș conduce plutonul, nu știu cum să spun. Pentru că trădătorii nu au ce căuta în rândul comunității din care fac parte. Dacă tot ați vorbit despre asta și n-am apucat să vă întreb, considerați că Ioan Mihai Pacepa a fost trădător? Nu că a fost trădător, a fost cel mai mare trădător pe care am studiat foarte multe, am citit foarte multe cărți privind istoria spionajului, contraspionajului românesc. Și românii sunt foarte buni la informații, nu numai în perioada 48-89. Inclusiv Eugen Cristescu a fost un șef al Serviciului Special de Informații deosebit. Atât de bun a fost încât oamenii săi au reușit să supravegheze în permanență activitatea serviciilor de informații germane în România. Conform înțelegerii Napoleon Antonescu Hitler, doar Abwehr-ul avea voie să desfășoare activitatea de informații în România, ca aliați. Dar Gestapo nu se putea să nu încerce și el să cunoască. Ei, Serviciul Special de Informații a reușit să supravegheze în permanență activitatea ofițerilor de informații germani, inclusiv a Abwehr-ului. Așa, și deci citind și văzând atât trădători, pentru că nu Pacepa a fost primul trădător. Din păcate, la noi, la români, se poate vorbi de un popor de trădători. Nu, poate e prea dur termenul, dar mi-a plăcut. M-a amuzat, am citit un articol scris de un român care a activat în Legiunea franceză o perioadă îndelungată de timp și după ce a încheiat activitatea de membru al Legiunii, a fost încadrat în poliția franceză. I s-a luat un interviu de un băiat deștept de la un ziar, nu spun numele să nu-i fac publicitate. Și la încheie următorul, l-a întrebat reporterul, ce părere aveți totuși după o asemenea experiență despre români? Și omul a zis, dom'le, ca românul nu-i niciunul, unde-s doi te vin de unul. Dar să revin la Pacepa, de ce a fost de ce îl consider? Pentru că, hai, că mi-amintesc și dați-mi voie, nu mă pot abține, Alexandru Ioan Cuza a fost foarte iubit de popor. Am avut și conducători iubiți de popor, sincer, dar de popor, nu de cei din jurul lui. Că nici Alexandru Ioan Cuza, din păcate, de mari boieri, Ghica a fost unul dintre mari dușmani, pe toate că a fost ministru de interne un timp, mă rog. Ei, a fost organizată detronarea lui în mod rușinos. În ziua el primise mai multe avertismente, inclusiv scrisori că complotiștii acționează, dar nu-i venea să creadă. A avut mare încredere în cei care îl păzeau, în garda. În perioada respectivă nu exista o gardă permanentă a domnitorului. De măsurile de securitate a domnitorului se ocupa fiecare armă, o anumită perioadă. La un moment dat, în noaptea în care s-a organizat mărșava acțiune, revenise artileriei rolul de asigurare a pazii. Comandantul artileriei era un colonel Haralambi, îl chema. Era sărac, nu făcea parte din categoria celor bogați. Și cu câteva zile înainte s-a întâlnit cu domnitorul și l-a văzut supărat. Cuza avea un mod de a lucra cu colaboratorii deosebit de apropiat. Nu aștepta să-i țină haina când se îmbracă, nu știu cum, ca să fiu mai explicit așa. Și l-a întrebat, Haralambi, ce-i cu tine? Și zis, Doamne, am un rând de uniformă la croitorie și n-am bani să scot. Și a scos Cuza bani din buzunar și a dat, deci uite, du-te și scoateți hainele. În noaptea, acțiunea a avut loc în cursul nopții, dar în ziua respectivă, dinaintea nopții, Haralambi era de serviciu, ca să zic așa. Și Cuza l-a întrebat, ei, ia spune, noaptea asta se organizează, își pune în aplicare complotiștii planurile. Fără să știe Cuza că Haralambi a fost convins să adere și el la trădători. Dar cum l-au convins? Prima dată i-a oferit bani.
i-a refuzat. Și atunci au înșinat, avea o slăbiciune față de femeile frumoase. Și se, îi plăcuse o femeie din, din înalta societate, mă refer din boierime. Sigur, atunci conta, din păcate, inclusiv, indiferent de că e sentiment de dragoste, conta situația socială, averea. Aia nu l-a băgat în seamă, ca să zic așa. Complotiștii, aflând de slăbiciunea lui față de ea, au discutat cu ea și au convins-o să joace și să-l determine să trădeze. Asta vis-a-vis de importanța sau rolul femeii în viața omenirii. Și, dom'le, de dragul ei, Arambie accepta să trădeze. Domnitorul participase la niște jocuri de noroc în seara respectivă, s-a retras spre apartament târziu, spre 11-12 noapte, s-a întâlnit din nou cu Aralambie și iar l-a întrebat, ce zici? Nu, doamne, că nu știu ce. De repet, încă o dată, chiar pe cel care trebuia să, care avea rolul principal, că era comandantul gărzii. Ei, au venit și au pus în aplicare, l-au silit să semneze, nu știu ce, și deci, vedeți, dacă el a trădat, și pe cine? Pe cel care a făcut un bine deosebit. Ar spune mulți, dom'le, știți că puterea femeii e nelimitată. Așa este. Sunt unii bărbați care nu rezistă farmecelor unor femei. Și nu e singurul caz la colonelul Haralambie. Partea lui bună a fost că după ce s-a întâmplat trădarea și Cuza a fost scos din țară, doamna respectivă nu l-a mai cunoscut. Iar el a luat un pistol și și-a tras un glonț în cap. Deci, măcar s-a dovedit totuși că este totuși om. Ca părere de rău pentru actul făcut și probabil și ca dezamăgire, dându-se seama că femeia respectivă l-a acceptat și că a fost folosită. Da, cum zice. Revenind la Mihai Pacepa, de ce apreciez ca fiind cel mai mare caz de trădare cunoscut la români? El a lucrat ani de zile în instituția care trebuia să identifice trădătorii și spionii. Mai mult, sigur, el, activitatea lui a fost în principal, el a fost de profesie inginer petrolist. Activitatea lui, mi-amintesc chiar, printre el, trădarea lui a început, după părere, și nu numai a mea, după ce spun cei care s-au ocupat mai mult de aspect, când a reușit, vezi, doamnă, să evadeze dintr-un închisoare din Germania, când era la post, mă rog, curbea ironiei, cel care a făcut acțiunea de verificare a împrejurărilor în care a reușit să evadeze, a făcut o greșeală enormă. N-a ținut cont de faptul că colegul lui, care fusese și el arestat și erau împreună în penitenciar, a fost împușcat în momentul evadării. Era singurul motiv care trebuia să-l ducă pe cel care a făcut ancheta la înlăturarea lui Pacepa din orice activitate informativă. Sigur, nu l-aș fi trecut în rezervă, dar l-aș fi dat la un sector de arhivă, mă rog, undeva unde nu mai ai acces sau nu mai poți să ai acces direct cu cei pentru care lucrezi. Doi, reușise să facă, încercase să-l convingă pe ministru, vedeți, hai să mai spun ceva, contraspionajul are agenți care lucrează și în străinătate. Normal, ar trebui să fie doar pe teritoriul țării, însă e bine să ai și în străinătate pentru că pot verifica anumite aspecte la fața locului, ca să zic așa. Ei, Pacepa s-a străduit foarte mult ca să-l convingă pe ministru să semneze un ordin potrivit căreia toți agenții contraspionajului să fie dați în legătura doar a serviciului de informații externe. Cel care s-a opus enorm a fost generalul Cosma Neagu, o persoană deosebit de importantă pentru contraspionajul românesc și un om deosebit și ca valoare, și am discutat cu câțiva care l-au cunoscut, câțiva ofițeri care l-au cunoscut, n-am auzit un cuvânt ne la locul său sau negativ spus la adresa lui. Am citit și eu două cărți scrise de el încă înainte de 89. Ăsta a reușit totul să-l convingă pe ministru ca
face pas să nu aibă acces și la identitatea reală a agenților contraspionajului care acționau în străinătate. Asta a diminuat mult pierderile, dar oricum pierderile au fost enorme. Și mi-amintesc un caz, un ofițer care lucrase într-o țară europeană, a fost chemat în țară și a fost transferat la miliție. Îi se dăduse o activitate în cadrul Inspectoratului General al Miliției de coordonare în domeniul circulației. A venit în Dâmbovița și noi ne cunoșteam. Am avut o discuție și cu el. Se vedea durerea pe el că trebuie să facă o activitate pentru el cu totul minoră. Nu că nu era importantă, dar una este să acționez ca spion sub acoperire în Olanda și alta este să coordonez activitatea de circulație în România. Chiar dacă era la nivel de Inspectorat General al Miliției. Și ca el au fost foarte, mulți au fost trecuți în rezervă și mulți au avut de suferit datorită activității contraspionajelor țărilor în care activau. Asta în condițiile în care el se gudura pe lângă tovarășa Elena Ceaușescu precum un cățel ăla care îi dădea câte o bucățică de carne dimineața. Dacă am, nu ne urăi prea mult zis, dar dacă m-a dezamăgit Iliescu, printre altele s-a datorat și faptului că a acceptat cererile americanilor de a-l decora pe cine? Pe cel mai mare trădător, dom'le, și a doi, nu pot să înțeleg activitatea judecătorilor care au judecat din nou cazul, și l-au scos din cauză. Ar fi trebuit să moară măcar în justiția românească ca un mare trădător. Iar cât privește cartea Orizontul Roșii, nu-i scrisă de el. Pacepa n-avea capacitatea intelectuală să elaboreze o asemenea carte. A fost scrisă de un analist al CIA. Nu e nicio problemă. Americanii sunt jos pălăria din punctul ăsta de vedere. Trebuie să recunosc că au oameni valoroși, pricepuți. Nu? Și până la urmă a fost un caz de oportunitate pentru serviciile de spionaj americane. Ceaușescu începuse să piardă interesul americanilor și au dat seama că l-au pe Gorbaciov, care este și mai puternic, pentru că fără voința lui Gorbaciov nu avea loc nicio schimbare. Și astăzi exista sistemul socialist, pentru că eu refuz, adică renunț să vorbesc despre sistemul comunist. Nici pomeneală. Nu a existat și nu va exista niciodată un sistem comunist. Dar când și-au dat seama că Gorbaciov este vulnerabil și îl pot folosi pentru distrugerea sistemului socialist, au făcut-o. Au profitat de faptul că ajunsese Uniunea Sovietică într-o situație financiară critică, au cerut un împrumut de la instituțiile financiare internaționale, nu i s-a aprobat până n-a acceptat și el niște cereri ale SUA, ci implicit și interesele celorlalte țări europene puternice. Numai că de data asta cel păcălit a fost Gorbaciov. Americanii și ceilalți când și-au dat seama că socialismul este pe ducă, nu și-au mai respectat nici ei 100% promisiunile și au cerut tot mai mult și au făcut tot mai mult. Asta este. Până la urmă, dacă stau de multe ori și mă întreb, eu n-am fost, să nu mă înțelegeți greșit, n-am fost un fan al fostului regim din România, îndeosebi în ultimii 6-7 ani. Dar trebuie, și cine nu recunoaște asta, ori nu cunoaște, ori e de rea credință. Dom'le, era o serie de lucruri bune în țara asta. Și vă spun încă o dată, din 62 cunosc cum au evoluat lucrurile. În 55 în România era groaznic din punct de vedere al vieții. Chiar și în 60 încă, n-ați prins și bine ar fi să nu prindeți. Erau oameni, trăiau atât de rău prin 58 încât nu aveau bani să cumpere materiale pentru cămăși și atunci un specialist deștept a scos o pânză pentru cămăși, se numea pânză muncitor. Costa 2 lei metru la cămășelul, nimica toată.
Din pânza aia muncitor își făceau cei mai mulți copii cămășile. Nu își cumpărau cămăși de la magazin. Erau croitori care făceau cămăși. Și încet, încet a reușit cu greutăți deosebite, iar greutățile nu le-a suportat Ceaușescu sau miniștrii. Nu, greutățile le-au suportat cei care efectiv au construit. Mă uit acum cu părere de rău groaznică. Culmea ironiei, cei care pătimesc cel mai mult este cei care au construit industria românească. Mă refer la pensionari. Actualii politicieni, nu vreau să intru în probleme politice, eu am făcut și o analize politice ani de zile și am renunțat pentru că am văzut că e inutil. Adică mi se părea că e degeaba. Mă pasiona înainte de alegeri să fac pronosticuri cam cât câștigă fiecare, fără sondajele de opinie. Nici acum nu cred în sondaje de opinie. Astea sunt folosite și pentru manipulare, și pentru ajutorare, și mă rog. Dar politicienii ar trebui, sau ori nu înțeleg, ori nu-i duc capul, ori au promovat sunt promovați din categoria unor mediocri sau submediocri, să nu înțeleagă un lucru elementar. Un popor care o duci, care trăiește greu, un popor care își face probleme pentru ziua de mâine, nu este un popor pe care căruia să-i ceri să-și apere țara. Corect. Vă spun fără, indiferent ce ar spune unul sau altul, am auzit foarte mulți tineri spunând și întrebându și eu, dar fără să întreb neapărat. Un război la noi. În cazul unui război, da, zice, ce faci? Eu să mă duc să mor pentru cine? Hai să fiu, să nu dau nume, nu? Că nu vreau să ne amendeze. Pentru X sau pentru Y? Nu, fără glumă. Și pe mine m-a revoltat atitudinea unora. Și le-am spus, eu am totuși în vârstă, mă apropie acuși de 3/4 de veac. Dar dacă ar fi pericolul de atacare a României, nu că sunt eu cel mai curajos om, deși fricos n-am fost toată viața, nu? Adică la 20 de ani m-am vindecat de frică. Eu mă lua o pușcă mitralieră, pentru că la pușcă mitralieră mă pricep. 2 ani am purtat-o în spate, deși avea 7,5 kg, și m-aș duce, domnule, pe front. Da, dar acest termen patriotism, din păcate, nu mai este cultivat. Da. Nu mai sunt cultivate valorile și principiile de bază. Patriotismul deja este... De acord cu dumneavoastră, dar de ce? Alte popoare nu-și iubesc țările? O să fie... Numai cine spune altfel greșește. Eu m-am uitat la campionatul mondial, la câteva... Pentru că, până la urmă, și sportul e o confruntare între popoare. De acord. Realizată de către sportivi, nu? Și aia spune ceva. Da. Nu? Păi când vezi, am văzut, eu iubesc patinajul artistic și handbalul feminin. În rest nu prea am timp să mă uit la sport. Dar la campionatul mondial m-am uitat la câteva meciuri. Dumnezeu, când am văzut spectatori plângând de bucurie sau alții plângând de ciudă, atunci am spus, cum dracu pot spune cei care susțin că nu mai există popoare sau că e depășită perioada națiunilor și a popoarelor, că există universalism și mai știu cum naibai sunt denumite teoriile respective. Nu e adevărat. Din punctul meu de vedere, că ați pus această întrebare care putea fi și retorică, având în vedere că în România, după 89, s-a tras în diferite părți, o parte preluată de către, hai să spunem, viitoarea Federație Rusă, americanii, câțiva naționaliști, celelalte state, Marea Britanie, Franța și Germania, ca influență. Vă dați seama că este extraordinar de greu, dacă au dispărut alte lucruri de valoare, să rămână ceea ce spuneți dumneavoastră, și anume fericirea privind propria țară. Sunt de acord, așa este, s-a tras de țară, dar trebuie să țineți cont de un singur lucru. Rău nu s-ar fi putut generaliza la nivelul ăsta dacă din rândul românilor n-ar fi fost nemernici care au promovat interesele incorrecte a unor străini. Nu vi se pare prea dur că este un popor de trădători? Nu, mă sperie. Eu mi-o asum. Eu vă spun, nu că mi se pare. Pe mine, care am lucrat în domeniul contraspionajului aproape viața întreagă și care am o părere despre trădători pe care o am și care ați auzit într-un anumit fel exprimat aici, mă îngrozește ideea că trăiesc în rândul unor asemenea oameni. Uneori spuneam unor prieteni, dacă continuă cu prostia X, nu, nomina discare, mă duc în Mozambic, îmi iau o suliță, mă îmbrac și eu
cum umblă acolo și alerg prin păduri să-mi caut rana. E păcat, domnule, pentru că încă o dată... Triburile sunt mai unite decât este poporul român. Da, bine, altfel nici n-a existat dacă o tribură. Nu, dar e păcat pentru că noi, românii, suntem un popor cu o serie de calități. Corect. Chiar dacă Dimitrie Cantemir, fostul domnitor al Moldovii și unul dintre filozofii perioadei lui, a spus că românii n-au decât două calități. Ospitalitatea și dragostea de sfânta credință. Și vin mai departe, un sociolog, mai târziu, între cele două războaie, Drăghicescu, dacă nu mă știu, sau Drăghicianu, nu vreau să greșesc, vorbește acolo despre puținele calități ale românilor. Credința în fatalism, superficialitatea, spune el, era sociolog. De asta funcționează propaganda foarte ușor la noi. Sigur, bineînțeles. Bineînțeles. Eu vă spun încă o dată, norocul meu este pentru mine că mă pricep cât de cât și am fost și interesat, am citit și acum vreo 25 de ani a apărut o carte interesantă, Arta dezinformării, într-un volum mare, nu știu dacă ați văzut. Nu știu cum am citit-o atunci, dar am rămas surprins și mi-au completat cunoștințele pe care le aveam, pentru că aud pe foarte mulți, sau unii, nu, hai să nu folosesc foarte mulți, unii care vorbesc că, vezi, Doamne, înainte de 89, poporul românii erau manipulați. Nu e adevărat. Și dezinformarea, nu e adevărat. Vă dau un singur exemplu. În 85 am urmat un curs de 45 de zile de specializare la o locație a fostei securități undeva pe lângă București. Eu am participat la clasa de contraspionaj. Dar în clasa aia am avut și un coleg care lucra la serviciu D. De serviciu D al direcției de contraspionaj era serviciu dezinformare. Și fiind singur acolo, era un maior simpatic, isteț. Am fost curios, întotdeauna când găsesc o noutate pentru mine, și timp de 4-5 de zile cât a durat cursul, am avut mai multe discuții cu el, să cunosc mai bine, să înțeleg. Și lucrurile erau foarte simple. Dezinformarea, specializarea unor ofițeri români în dezinformare, era realizată numai pentru a putea iniția activități de dezinformare în cadrul unor acțiuni informative de spionaj. Nu pentru dezinformarea la nivel național. Pentru că în cazul unei acțiuni informative de spionaj, dezinformarea are un rol deosebit. În momentul în care ai un agent și ai încredere în el, sigur poți să-i trimiți informații care aparent îi sunt folositoare puterii pentru care lucrează, dar care în realitate îți rezolvă problemele tale. Și el mi-a povestit mai multe, sigur, cât a vrut și el, nu știu, dar când am auzit după 89 că securitatea făcea activități de dezinformare, nu e adevărat. Trec la altceva, vorbeam mulți că o duceau ofițeri de securitate, trăiau ca în rai, nu e adevărat. Eu am locuit aproape 20 de ani într-un apartament la etajul 5, într-un bloc dintr-un cartier marginal. Bine, aveați, nu dumneavoastră, în general, ofițerii de securitate aveau posibilitatea de a face rost de anumite bunuri. Asta e perioada de după 82. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar să știți că bunurile respective le procurai nu ducându-te cu legitimația și spunându-i gestionarul, domnule, sunt cu tare, te rog să-mi dai. Pe baza unor relații personale. Eu vă spun, eu mă dau cu mine. Așa făceau și românii. Și ceilalți români se descurcau așa. Da. Eu mă dau exemplu pe mine. Cred că am cunoscut toți șefii de depozite din județul Dâmbovița. Dar nu pe... Eu n-am scos legitimația de serviciu în 20 de ani decât de 3 ori. Și în interes de serviciu și în interes personal. Pentru că în interes de serviciu când mă duceam, mă credeau aia, nu cereau le. Îi spuneam că sunt cu tare de la... Nu vreau să vă legitimați. Nimeni nu-și permitea să-și aroge calități de genul ăsta. Înainte de 89, regulile după care trăiau oamenii erau foarte stricte și foarte și corecte în cea mai mare parte. Un caz de atribuire a unor calități false se pedepsea groaznic. Și atunci și cei cărora te adresai, erau convinși că ești cel care spui că ești, ca să zic așa. Dar pe baza unor relații personale, fiind și avantajat de faptul că eram din 69, când am ajuns în Târgoviște, avea 20.000 de locuitori. Era un târg prăfuit. În 89 avea 100.000 de locuitori.
Asta apropo de cei care spun că, vezi, Doamne, în perioada aia nu s-a făcut nimic. Nu e adevărat. Târgoviște avea un cinematograf cu 60 de scaune din lemn și două hoteluri. Unul categoria a doua și unul sub a doua. Știți ce înseamnă categoria sub a doua? O noapte am dormit acolo, neavând posibilitatea în altă parte. Sigur, m-am dus pe la unul noaptea. Erau într-o cameră 6 paturi, iar pentru spălat era un suport pe care se afla un lighean și o cană cu apă în ea. Ăsta era municipiul. Mergeți acum în Târgoviște, cea mai mare drag, de aia nici n-am mai plecat. Am fost. Deci, nu, dar și în 89, nu, și în ultimii ani, trebuie să recunosc că orașul a continuat să se împrumuseze. Dar și în 89, Târgoviște era, avea cinematograf tot așa de bun ca Patria din București. Avea hoteluri foarte bune, restaurante. În ce excela, și excelează și acum Târgoviște, în biserici. Avea 42 de biserici în 89, acum s-au mai construit vreo 20, dar s-au mai închis două școli. Acum eu n-am nimic împotriva credinței. Până la urmă, credința e bună pentru națiuni, pentru popoare, pentru oameni în general. Un om care n-are nicio credință trăiește degeaba pe pământ. Dar neglijând învățământul în avantajul construirii de biserici, mi se pare o atitudine incorrectă. De acord. Probabil că mulți ori zice, uite, nenorocitul de a te-o se ridică și dați-mi voie încă 15 secunde. Vă rog. Apar la televizor informații privind activități incorrecte, să-i zic incorrecte, e puțin zis, comise de unii preoți. Aud colegi de-ai dumneavoastră, îmi cer scuze, din televiziune, din presă, din mass media, atac crud la adresa bisericii. Hai, domne, că în momentul în care vorbești despre nemernicirea unei popă care a făcut ce a făcut cu enoriașele, tu spui că este atacată biserica străbună, ortodoxă, mai un pic și îl vezi pumegă cât un invitat acolo, de spui, mă, omul ăsta trăiește pe pământul ăsta? V-aș răspunde la asta, dar o să vă zic în privat de ce fac asta, de ce presa face eu știu asta. De ce fac, pentru senzațional, pentru ca să strânească, să vină oameni și ia uite, domne, vorbesc în credința noastră strămoșească. Vreau să vă spun ceva, pe oameni nici nu interesează asta. Mă refer la oamenii, cum nu interesează nici problemele politice, decât la cei mai mulți auzi atribuind cuvinte jignitoare, urâte la adresa unor politicieni. Pentru că noi nu prea avem oameni politici. Noi avem politicieni. E o diferență mare. Una e să fii om politic și l-aș da exemplu, nu neapărat din perioada de până în 89, adică 48-89, l-aș da pe Tache Ionescu, fost ministru de externe, care a fost într-adevăr pe Nicolae Titulescu, care a fost un politic. Dar Iuliu Maniu, nu știu, nu mi-aparține afirmația, dacă nu mă înșel, îmi cer scuze, sper să nu fiu sancționat pentru asta, chiar Virgil Măgureanu a spus undeva că a fost agentul serviciului de informație englez și avea numele de cod Tom. O să mă interesez. Uite, eu am încercat să caut și eu informații mai multe, dar undeva am citit, pentru că n-aveam de unde să știu eu și numele de cod. Caut. Eu nu îi pun la îndoială activitatea patriotică a lui Iuliu Maniu. L-am dat ca exemplu pentru ce ați spus de om politic. Sigur, da. Bine, așa au fost și Brătini, dar din păcate, aproape toți cei din perioada respectivă, ca și cei din perioada de acum, au urmărit prin activitatea politică creșterea averii pe care o au. Pentru că eu cunosc, așa a fost să fie, și înainte de 89, am cunoscut toți primii secretari din județul Dâmbovița, am cunoscut inclusiv miniștri înainte de 89. După 89 nici nu mai spun, toți liderii politici locali, indiferent de partid, așa a fost să fie, să-i cunosc, nu? Deputați, senatori, tot caut să identific unul curat, lumânare, ca să zic așa. Din păcate, alături de activitatea pozitivă desfășurată de unde și n-am permisiunea lui, aș da un exemplu pozitiv, dar nu pot, suntem în relații foarte bune,
care într-adevăr în perioada cât a fost ministru, secretar de stat și șef al unei agenții naționale a făcut enorm, având o capacitate organizatorică și de conducere ieșită din comun. Îmi pare rău că nu știu că o să discut cu el, o să-mi cer scuze că nu i-am spus numele. Cei mai mulți n-au fost interesați decât, pentru că încă o dată spun, nu sunt adeptul egalitarismului. Înainte de 89 uram faptul că în baza principiului că toți oamenii sunt egali, mergeam la un cinematograf, venea un spectator îmbrăcat într-o pufaică plin de praf și s-a așeza pe scaunul de lângă mine și dădea praful și pe mie pe costum. Și am spus, dom'le, nu-i normal, nu-i corect. Mă rog, ei, dar de aici și până ajunge ca la ora actuală să ai salariați ai statului plătiți cu 10, 12, 14 mii de euro pe lună, în condițiile unui salariu minim de 2000 și ceva de lei pe lună, asta nu mai e corectitudine. Și nu corectitudine, nu e normalitate. Uitați-vă, înainte de 89, diferența de salarizare, până la urmă, înainte de 89, toți trăiau din salarii. Da. Și un lucru corect. Din munca depusă să și trăiești. Ei, un prim secretar avea un salariu de 11, i-am văzut statul, fiind implicat în activitățile de partid, 11.000 de lei, depinde de nivelul județului, că era o împărțire, județele mai mari. Un inspector șef la inspectorat avea în jur de 7.000 de lei. Dar erau muncitori, specialiști, cu ultima categorie, care erau 6.000 de lei, 6.500 salariu. Era un muncitor pe un pod rulant la combinatul de oțelul speciale, sigur, lucra în condiții deosebite, lua și 12.000 de lei pe lună salariu. Și atunci totul era al statului. Deci tot era salariat al statului. Ceaușescu a avut 18.000 de lei salariu în 89. Încă o dată, sunt împotriva egalitarismului pentru că nici oamenii nu sunt egali între ei. Încă de la naștere. Și mari filozofi ai lumii, și Hegel, și Kant, au spus, și Schopenhauer, au spus că oamenii sunt egali ca esență, dar nu din punct de vedere al capacităților. E o discuție super interesantă și chiar vă mulțumesc că ați acceptat invitația și că cu multă ați plăcere. Răspuns cât ați putut de sincer la anumite întrebări. Vedeți, sunt unele lucruri în activitatea pe care am desfășurat-o, care se duc cu cel care le știe în mormânt. Cred. Și așa e normal să fie. Nu dintr-o grozăvie, să nu înțelegeți, nu dintr-o grozăvie, să nu spun că... Nu, așa e bine să fie. Și mai spun ceva, am avut colegi care au lucrat ca și mine tot într-un domeniu, să-i spunem, un pic mai sensibil și chiar mai riscant, că nu mă pot abține să nu-mi dați măcar un minut să dau să mai spun două lucruri. În 1989, în zilele evenimentelor fierbinți ale lui decembrie, generalul major Niculiceu Victor, care a fost comandant al unității 0110 din 78 până în 89, cu toate că era super conspirat, nici eu nu știam unde locuiește în București. A fost căutat de o echipă de pistolari să fie împușcat. Și de ciudă că nu l-au găsit, el a fost mai istez decât pistolarii și a reușit să ia măsuri ca să-și protejeze familia și pe el, s-au dus acasă, i-au spart apartamentul, avea un apartament undeva în zona centrală. Și i-au ciuruit toată mobila din apartamente. Zeci de cartuși au tras. Am vorbit cu dânsul după evenimente și îmi spunea, mă, dacă aveam o pisică în casă, cel puțin 3 gloanțe intra în ea. În 68, când a fost mare pericol ca România să fie ocupată de Armata Roșie și armatele altor țări, prietene, lucra un ofițer pe problema asta contra spionaj țări socialiste. S-a dus la șeful lui și l-a rugat să fie schimbat într-o altă problemă. Că e frică. Cu toate, era ofițer de informații, de securitate. Mie nu-mi place termenul de securitate. Ofițer de informații. Pe diploma de absolvire a școlii de ofițeri, la mine nu scrie securitate, scrie arma informații. Cum scrie la alte, arma artilerie.
L-a schimbat și șeful de acolo, nici nu s-a gândit să-l mai țină. Unde credeți că l-a dat să muncească? Munca de securitate în mediul rural. La posturile de miliție, să controleze, să nu știu ce. Incubă anumit risc și e normal ca un ofițer în domeniul informațiilor să-și asume niște riscuri. Mi-au spus și mie mult, mă, nu ți-e frică totuși să spui public o serie de chestiuni? Și am spus, cum să spun, frică nu mi-a. Eu m-am vindecat de frică la 20 de ani. M-am povestit în cartea mea, am detaliat și întâmplarea, cum s-a petrecut de mamă. Dar dacă eu nu spun, altul nu spune, nu e păcat ca o serie de chestiuni care s-au petrecut să rămână necunoscute de către cei interesați, nu? De că nu prezintă pentru... Mă uit, să știți, interviul avut cu domnul Andronic, m-am uitat și eu de o curiozitate într-o seară, a ajuns aproape de 64.000 de vizualizări. Deci sunt oameni interesați de domeniu. Corect. Și ce m-a impresionat, într-adevăr, la interviu cu domnul Andronic, foarte multe comentarii, peste 100 de comentarii. Și de curiozitate, eu nu mă prea pricep la tehnică, dar cât mă pricep, am citit și eu o parte din comentarii. Trebuie să recunosc, m-a bucurat foarte mult, nu știu dacă va fi același interes și acum, majoritatea, cele mai multe comentarii sunt favorabile. Felicitări! E un lucru bun, nu numai la adresa mea, pentru că să nu credeți, n-am considerat o excepție. Cei mai mulți foști colegi de-ai mei pot să-și prezinte activitatea fără rușine, în domeniile în care au activat, pentru că dau doar domeniul contra informației economice. Ce era rău în faptul că, printre alte activități, avea în vedere faptul că în întreprinderea respectivă să nu se producă explozii, incendii și așa mai departe. Dacă cineva consideră că era o activitate negativă și de blamat, de pus la zid, înseamnă încă o dată, ori nu știe să judece, ori suferă de oarecare boală, ori e rău intenționat.